Vânzările pentru tratamentele de deparazitare internă și externă au crescut semnificativ în ultima perioadă. Tratamentele de deparazitare internă și externă sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalelor de companie. Deparazitarea regulată Previne infestarea cu paraziți care pot cauza diverse probleme de sănătate, de iritații și de disconfort, până la afecțiuni grave care pot pune în pericol viața animalului. Paraziții pot afecta nu doar animalele, ci și oamenii, putând transmite boli zoonotice. Intervalele pentru tratamentele de deparazitare pot varia în funcție de tipul de parazit, de produsul utilizat și de stilul de viață al animalului. În general, deparazitarea internă se recomandă a fi făcută la fiecare trei luni, mai ales pentru câinii și pisicile care au acces la exterior sau sunt expuși la alte animale de companie. Pentru deparazitarea externă, tratamentele trebuie aplicate lunar, mai ales în sezonul cald, când riscul de infestare cu purii și căpușe este mai mare. Și proprietarii de animale spun că este importantă menținerea sănătății acestora. Ce animale de companie aveți, în primul Cățelul rând? Un cățeluș Și vă ocupați de, de parazitarea lui? Da, da. Păi. Îi cumpăr de toate, din primăvară și până toamna târziu. E, sunt periculoase că pușele, mai ales da, Deja i-am făcut de parazitare. Un bișon, un cățel. Și vă ocupați de, de parazitarea lui intern-extern? Da. Din trei, în trei luni. E important. Știu. Da, 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 da. N-am avut probleme cu el până acum. Pentru a evita infestarea cu paraziți, proprietarii de animale trebuie să urmeze câteva recomandări. De parazitare regulată, o igienă, controlul mediului, verificarea periodică, tratamentul preventiv, hrănirea adecvată, evitarea contactului cu animalele infestate și vizitele regulate la medicul veterinar. Respectarea acestor recomandări va ajuta la menținerea animalului sănătos și ferit de infestări cu paraziți. Tratamentele de deparazitare sunt diferite. Pentru cea internă se folosesc în principal comprimate, iar pentru cea externă există mai multe opțiuni, inclusiv picături aplicate pe pielea animalului, gulere, antiparazitare, spray sau șampoane.